Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți aici și pentru că reușim să petrecem așa de sânziene cu ei într-o zi de mare sărbătoare. Mai întâi vreau să vă spun că toată lumea a trecut pe acolo, pe lângă Muma Domnica. Muma Domnica, o vedeți acolo, este solomonitoare de la Bala de Sus și ea toată noaptea a umblat prin păduri și a descântat ca să ne întoarcă nouă inimile astăzi, să ne împace pe noi cu lumea, cu lumea în general și cu lumea asta cu care, să zicem, n-am avut azi chiar așa, n-am fost în armonie. Ce vedeți aici sunt colecții particulare și le-ați observat deja, sunt prietenii noștri care au vrut să facem o sărbătoare, colecția Dan Alexoaie, cel mai mult este de la Dan Alexoaie și aici și acolo cu Mama Domnica, cu tot. Prietena mea Ica Voicu a contribuit cu acel frumos costum popular și mai are undeva. Avem de la Anica Ganțu, avem de la Victoria Seimeanu, nu o vedeam acum. Și cred că e o sărbătoare frumoasă. Nu vreau să vă spun foarte multe despre semne, sânziene, chestiuni foarte profesioniste. O să ne vorbească doamna Florentina Pleniceanu de la Muzeul Regiunii Porților de Fier, pentru că acest eveniment de astăzi este organizat de Casa Municipală de Cultură, de Muzeul Regiunii Porților de Fier și, desigur, de către Centrul Cultural. Mai avem așa un program, lucruri care sperăm să vă placă și să vă surprindă un pic, pentru că avem și sânziene, avem și un artist popular aici, avem invitați care or să ne povestească așa povești despre ei, chiar despre acestea care le vedeți expuse. Vreau să vă mai spun doar un singur lucru și o să o las pe doamna Florentina Pleniceanu. Avem aici ei pe care noi le-am vrut vii. Ele nu sunt unele care au stat sub obroc, să zic așa, frumos, doar să fie expuse. Ele au niște povești, au fost purtate, au fost muncite, cum zice Dan Alexoaie. Și sperăm să le apreciați și să apreciați și ceea ce se întâmplă astăzi aici la Castelul Artelor. Am încercat să recreăm așa un colț de sat și o sărbătoare de la sat. Eu vă mulțumesc și o rog pe doamna Florentina Pleniceanu să ne dea toate detaliile acelea pe care trebuie să le știm. Bună ziua, bine ne-am întâlnit. Este o zi absolut specială, pentru că dacă până acum 3 ani am fi vorbit doar despre semnificația religioasă a zilei, știm cu toții ce mare sărbătoare este astăzi, una dintre zilele închinate Sfântului Ioan Botezătorul, nașterea. Dacă am fi vorbit despre o sărbătoare care vine din cultura tradițională, sunt zienele sau drăgaica, așa cum este cunoscută în sudul țării. De 3 ani, ziua aceasta are un plus de însemnătate, are un plus de valoare, pe care, din păcate, n-a dat-o cineva din cultură. Mi-ar fi făcut plăcere să spun că a avut această inițiativă să existe o zi a ei, vreo persoană din tacma noastră, dintr-un muzeu, dintr-un centru de creație, dintr-un centru cultural. Dar se pare că a avut mai multă îndrăzneală o tânără specialistă în comunicare din București, Andreea Tănăsescu, care, pornind de la imaginea pe care cred că cu toții, toți cei care suntem azi aici, știm de celebra pictură a lui Matisse, care a imortalizat splendida cămașă românească într-un tablou superb, a îndrăznit să creeze o comunitate în mediul virtual, în mediul online. Și cred că toți cei care suntem atenți la ce se întâmplă în social media, știm că există o comunitate la Blues Rumen. Văd aici câteva persoane, prietene cu mine pe rețea de socializare și cu siguranță sunt foarte atente nu numai la fotografii, ci și la informațiile pe care această doamnă Tănăsescu le postează în fiecare zi.
Spuneam că mi-ar fi fost drag, m-aș fi bucurat să pot spune că cineva din etnografia românească sau din altă disciplină care are legătura, are legătură cu arta populară, să fi inițiat această mare sărbătoare, care, iată, a reușit să îmbrace la propriu planeta Nie. De mai bine de o săptămână, social media, știți cu toții, fierbe. Există, avem ecouri de la universități celebre din lume, unde avem cunoștințe, prieteni, colegi, rude. Chiar astăzi de dimineață, o foarte bună cunoștință, profesor universitar la o universitate din New Jersey, îmi povestea ce eveniment extraordinar a reușit să creeze, aducând din Brașov, de unde este originar, câteva costume pe care le-au purtat profesoare, colege de-ale lui, de pe tot globul adunate acolo. Un alt eco extraordinar vine din partea unei consătence, o profesoară de fizică din județul Dolj, de acolo de unde sunt eu originară, care a ajuns profesor de fizică în Brisbane, Australia, și căreia eu am avut grijă să-i trimit o prezentare cu câteva secvențe din manifestările pe care noi, Muzeul Regiunii Porților de Fier, le organizăm. Iar prietena mea a fost inspirată să prezinte ceea ce i-am trimis la o ședință cu părinții. O ședință cu părinții, ce înseamnă o întâlnire cu 4.000 de persoane, 4.000 de adulți, într-o sală imensă, în care ea a făcut senzație la sfârșitul ședinței cu părinții, cu această prezentare cu mult, foarte mult românism. Eu am fost de-a dreptul fericită să știu care au fost ecourile demersurilor pe care m-am îngrijit să le fac. Am vrut ca ce se întâmplă în Mehedinți să se știe și dincolo de granițele județului și granițele țării, mai cu seamă că îmi pare nespus de rău să știu că de la Gorj colegii noștri au avut mai multă grijă de mama Domnica Trop. Și sper să, pe viitor, noi și Centrul Cultural să ne conjugăm într-un fel eforturile și cu toți cei care aveți aplecare spre arta populară și care înțelegeți la fel de bine ca noi că acestea sunt adevăratele noastre valori și care aveți aceeași scară de valori cu noi, cei de la Muzeu și Centrul Cultural, ne veți sprijini și ne veți fi alături la toate manifestările în care vom încerca să explicăm și celor care înțeleg mai puțin ce înseamnă costumul. Suntem de asemenea foarte bucuroși că, iată, suveranii noștri au înțeles că este nevoie de un sprijin pentru noi, cei care lucrăm în muzee, în centrele de creație. Și îmi vine să cred că legea care tocmai am primit-o în luna mai, acea lege care instituie o zi a portului popular tradițional în fiecare mai de acum încolo, vine tot după ce această tânără Andreea Tănăsescu a îndrăznit să creeze până la urmă acest fenomen care a cuprins întreaga planetă. Deci, de acum încolo, nu doar ziua ei este foarte importantă. În toate zilele putem purta ei. Ea nu trebuie să fie sărbătorită numai pe 24. Este extraordinar să o îmbraci duminica la biserică, este extraordinar să o îmbraci la recepții. Nu uităm să ne amintim cine a fost cea care a prezentat costumul popular în întreaga lume, să ne amintim de Regina Maria, care a făcut ca această cămașă, ca tot portul să fie un veșmânt regal. Noi suntem prea mici în fața acestei Regine Maria ca să nu o purtăm și să nu o prețuim la fel cum a făcut-o aceasta. Îmi place să văd că în acest spațiu mic sunt totuși foarte multe piese de costum popular. Sunt convinsă că doar câteva din colecții particulare, pentru că pentru noi colecție particulară înseamnă așa o dimensiune, așa cum este cea a domnului Ion Dumitrașcu din Ponoarele, de 250 de costume, și când spun 250 de costume înseamnă ansamblu vestimentar, pornind de la piesa care acoperă capul până la ceea ce purta femeia în picioare. Pentru noi înseamnă colecție ceea ce deține familia Doina și Teodor Grigore, care într-un muzeu la Eșelnița, sunt convinsă că printre dumneavoastră sunt persoane care cunosc minunata casa acestei familii la Eșelnița, înseamnă undeva la 300-400 de costume, de asemenea ansamblu vestimentar.
Dar sunt convinsă că și aceste colecții sunt numeroase și că aici sunt doar crâmpeie din ceea ce dețin colecționarii. Mă bucur să văd că domnul Alexoaie s-a îngrijit să aibă în colecția domniei sale fotografia. Pentru că azi și specialiștii, nu doar cei care sunt pasionați în afara unei cariere, de o colecție de por popular, se documentează pornind de la fotografie. Eu, la 40 de ani și crescută într-un regim care n-a permis să cunosc și să mă bucur de costumul popular și să-l înțeleg așa cum îl înțeleg azi, n-aș ști foarte bine, nici dacă aș lucra în muzeu de mai mulți ani, ce înseamnă costumul și cum trebuie accesorizat și cum trebuie purtat. Fotografia este documentul care ne învață, care ne arată cum a fost purtat. Și pentru că avem la îndemână fotografia, sugerez oricui îndrăznește să poarte veșmântul acesta să se documenteze, pentru că e trist ce vedem azi la televizor. E trist să vezi cum a ajuns să fie purtat ciupagul. E trist să vezi cum a ajuns să fie purtată catrința, cum au ajuns fâstâcele până puțin sub fund. Costumul popular rămâne costumul popular, n-are voie să fie denaturat, nici în cea mai frumoasă stilizare. Nu trebuie să avem îndrăzneala să intervenim foarte mult. Și oricum, indiferent cât de puține lucruri sunt expuse azi aici, este un gest extraordinar că acești oameni au permis ca din colecțiile lor să fie scoase câteva piese pe care Severinul să le vadă. Eu sper că ele vor rămâne și mâine și poimine aici și să fie suficient de mediatizat evenimentul, astfel încât în special tinerii din Drobeta, Turnul Severin să intre aici și să-și arunce o privire. Și vă spun că este falsă ideea pe care o auzim repetându-se peste tot, că tinerii nu vor, tinerii sunt total împotriva elementelor acestea care practic ne identifică. Tinerii nu cunosc. Dacă am fi mai mulți care am explica, care am povesti și care am genera evenimente plăcute, noi acum nu ne întâlnim aici ca să, pentru comunicări științifice. Comunicările științifice se desfășoară într-un alt cadru, cu specialiști care să ne coordoneze. Noi aici arătăm ce e frumos și încercăm să explicăm de ce este frumos. Și vreau să vă argumentez de ce susțin că tinerii nu înțeleg și de aceea nu apreciază suficient, așa cum bine spunea Alexandru Țigara Samurcașel, care a creat colecțiile Muzeului Țăran din București, că arta populară românească nu este suficient apreciată pentru că nu este foarte bine înțeleasă. Am să vă spun că noi, din motive pe care cu siguranță ni le înțelegeți, lipsa spațiului, lipsa manechinilor, nici nu știu cum să zic, din cauza sau datorită a lucrărilor de șantier în care se găsește muzeul de o bună bucată de vreme, am încercat să valorificăm expozițional colecții particulare, colecția Dumitrașcu, de două ori. Și neavând spațiu, neavând manechini, am recurs la o alt fel de expunere, una vivantă. Și într-un parteneriat foarte frumos cu Colegiul Național Traian, am reușit să prezentăm Severinului 30 de costume în prima etapă pe care le-au purtat elevele liceului Traian. A fost o luptă, pentru că sunt totuși niște fete care cresc în mileniul 3 și care înțeleg destul de greu de ce sunt importante și cât sunt de frumoase aceste costume. Și am avut surpriza ca după evenimentul la care ele au participat și au participat foarte mult, să ne solicite la evenimentele școlilor să aducem costumele colecției Dumitrașcu. Renunțaseră pentru balurile pe care le-a organizat școala la ținutele ultramoderne în favoarea acestor costume pe care le-au purtat în manifestările organizate de școală. Lucrul pe care l-am repetat cu Colegiul Național Ștefano Dobleja. De asemenea, cu mare greutate am convins adolescentele că vor fi frumoase.
dacă vor îmbrăca și vor purta aceste costume într-o paradă de port popular. Și vreau să vă spun că rezultatul a fost același. Adică și Colegiul Național Ștefano Dobleja a revenit cu dorința de a participa la alte evenimente de acest fel și de a aduce costumele colecțiilor particulare la manifestările școlii în care învață aceste fete. Acest lucru mie personal mi-a dat un curaj fantastic și am înțeles că dacă voi fi îngăduitoare, răbdătoare, voi avea din ce în ce mai mulți prieteni în rândul tinerilor și să știți că așa se întâmplă. Am avut foarte multă răbdare și îmi place să cred că am o bună relație cu toți adolescenții care au trecut pragul muzeului și că vin la muzeu, la activitățile secției de etnografie, din plăcere, nu din constrângerea unui parteneriat muzeu-școală. Aș vrea să vă mai spun ceva. Am stat în stradă, în Splai Mihai Viteazu, într-o sâmbătă dimineața, plăcându-mi foarte mult muzica populară și auzind ce se cânta în fața unui bloc unde începea o nuntă, mi-a plăcut să văd că din mașini foarte scumpe coborau doamne și domni chipeși, bine îmbrăcați, bine aranjați, dar care, în momentul în care dansul lui Gherghina s-a auzit în trompetele din fața blocului, să știți că aceștia au uitat de etichetă și au uitat de pantofii scumpi și-au uitat de rochile foarte sofisticate și s-au prins în joc, ceea ce înseamnă că noi rezonăm, frumosul la care rezonăm noi, acesta este, costumul și folclorul. Și dacă vom ști să le prezentăm, dacă vom ști să le explicăm, toți tinerii din ziua de azi le vor iubi și nu doar că le vor iubi, le vor prețui și le vor transmite așa cum se cuvine pe acolo pe unde merg. Spuneam că este o zi extraordinară, plină de încărcătură și că pe măsură ce se deschide ușa și mai apare o persoană și mai vine o persoană, sunt din ce în ce mai bucuroasă. Astfel, sunt sigură că este doar un început și că în anii următori vom fi și mai mulți și chiar acum îmi vine această idee să, pe viitor, nu numai de ziua universală a ei, să generăm evenimente de mari dimensiuni care să angajeze întreg Severinul, nu numai instituții colaboratoare și prietenii angajaților acestor instituții, să angajăm întreg Severinul la astfel de acțiuni. Și sunt convinsă că având cu ce, dacă aici avem numai câteva piese, noi, muzeul, cunoaștem ce deține Mehedințiul astăzi, încă deține Mehedințiul astăzi, pentru că în teren găsim sate care au încremenit în timp și scoatem din lăzi adevărate comori, găsim sate care au tendința de urbanizare, găsim sate care au de toate de nicăieri. Iar noi avem această sarcină și noi și dumneavoastră să trezim cumva edilii din aceste localități care nu mai știu ale cui sunt, să încerce să se regăsească așa cum facem și noi acum. Pentru că noi suntem într-o fază de reasumare, de reînțelegere cine suntem și ai cui suntem și de pe unde mai venim. Sunt foarte multe lucruri de zis, dar se pare că lângă mine mai este un domn care așteaptă să spună multe. Înțeleg că și domnul Vasilescu este acolo pentru același lucru și sunt atât de numeroase experiențele noastre ale muzeului, încât numai nouă ne-ați dat timpul până de seară și nu se face. Vă dăm timpul în fiecare zi atunci ca să putem să spunem cât mai mult despre costumul popular, despre ei, despre sărbătoare, despre rădăcinile noastre până la urmă. Rădăcinile noastre sunt așa de frumoase și merită să le facem cunoscute și merită să le facem, să le transmitem, v-am zis, și dincolo de Mehedinți, pentru că avem destui colegi în țară care ne vorbesc despre patrimoniul pe care îl dețin muzeele lor și credeți-mă că încă suntem la înălțime. Motiv din care sper să nu ne oprim aici, nici noi, nici dumneavoastră, și așa cum spuneam mai devreme, să
ne adunăm cât mai mulți și să ne angajăm în acțiuni mari și acțiuni care să vorbească despre mehedinți oriunde. Eu vă mulțumesc pentru tot ce ne-ați spus astăzi și, așa cum am spus, cred că trebuie să vă oferim timp în fiecare zi la Castelul Artelor și cel mai important e să facem ceva și să încercăm să aducem ea în stradă, oamenii alături de ea, să încercăm să facem mai mult. Vă mulțumesc foarte mult! Acum trebuie să mai spunem și niște povești. Primele povești le vor spune sânzienele de la trupa Atmosfer și Lucreția Iepuran. Și-a strâns 12 boi, cu coarnele belciugate, cu aur suflate. Și-a arat joile voile, vinerile piscurile, marțile hârtoapele, cât îți luau vederile. Braz de neagră răsturna, grâu-n palme îl lua, cu dreapta mi-l-a zvârlea, semâna și sprovea. Să vadă greul a pornit, de înalt, de-i cârguit și l-a găsit frumos. În paica trestia, în spica vrabia, în grămânți, ca masă vea. Cu
piselului. Bravo! Totul cu un spectacol aici, mai avem povești de spus și începem cu poveștile din colecția Dan Alexoae. Dan Alexoae nu este momentul ăsta, ci Dan Alexoae o să fie Valentin Vasilescu astăzi. Este doamna... Da, da, da. Este doamna Maria Alexoae, este aici alături de noi și mulțumim că a venit astăzi. Și acum, sincer, dacă n-ar fi fost Maria Alexoae, nici Dan n-ar fi reușit să facă așa foarte, foarte multe lucruri. Am zis eu, vedem, așa, singur n-ar fi putut. Deci, pentru că este Maria aici, este esențial, nu știu cine e lângă mine și de ce vorbește. O să vorbească mai târziu, domnul. Deci, în rolul lui Dan Alexoae, Valentin Vasilescu. Domnul Dan, nu te-am văzut niciodată. Deci vă mulțumim foarte mult. Primul lucru pe care vreau să spun este să o felicit pe Gabriela Pogaș pentru ideea pe care a avut-o de a face această întâlnire în această seară aici, la Turn. La un moment dat o să rugăm pe domnul profesor Borcoman să ne povestească despre Turn. Vorba la, pe final, așa, pe final. Asta vreau să o citesc, dar ea se citează singură, Gabriela. Vreau să o citesc pe Gabriela, să spun că a avut dreptate când a spus că dacă nu era, dacă turnul nu e, nimic nu e, în sensul că turnul a devenit centrul manifestărilor de toate formele și pe care, vorba noastră, să le mai mulțim, să facem tot felul de manifestări. S-a vorbit și se vorbește tot timpul despre... despre IE, s-au făcut acțiuni pe Facebook, s-au făcut acțiuni pe tot felul de socializări din rețele, dintre astea de socializare, s-au făcut destul de multe chestii, dar foarte important este, dincolo de ploaia sau de ce facem noi când dăm cu apa din avion, că ce facem azi este cam asta, dăm cu apa din avion. Ar trebui să facem cum fac aia deștepți în anumite state nord-africane, care pun apa la rădăcină, știți? Nu lasă așa să cadă apa unde s-o duce, ce s-o duce. Caz așa facem, vorbim despre sunt ziene, am văzut la televizor știri cum se dă cu coronița pe casă,
o fetiță aștepta, o domnișoară aștepta să vadă dacă rămâne coronița să mărită anul ăsta, dacă nu, nu. Se pare că a rămas nemăritată, chestii socotele. Treburi de știri, de televiziune, de nu știu ce. În rest, trebuie să, în măsura în care putem și în măsura în care știm, dar ne putem informa. Pentru că există foarte, foarte, foarte multă informație. Sunt oameni care se pricep, cum este domnul Dan Alexoae, care, pe lângă faptul că se pricepe și știe foarte multe lucruri despre aceste amănunte, despre sânziene și despre importanța ei, ce înseamnă semnele de pe ea și mai departe, și are și pasiunea de a le strânge și are și o colecție deosebită, mai sunt oameni și ca Dan Alexoae și ca soția dânsului care este aici, tot la fel, care se cunosc, care ei cunosc aceste lucruri, știu aceste lucruri și de la ei putem să aflăm ca să le spunem copiilor, adică să punem cu cănuța cu apă la rădăcina florii, știți? Asta e foarte important, că așa a fost o zi, a fost cu tare vorba Doamnei, zice, Doamne, nu trebuie să facem mai pe 24. Păi nu trebuie să facem, că important este ce le mai spune mai departe copilor. A venit prietenul Dan Alexoae, Alexoae, maestru meu, și mi-a adus florile de sânziene, le-am ținut în mână buchetul, să nu cumva să mi le ia cineva. M-a tot întrebat cineva, a venit cineva care a zis, dă-mi și mie de na, nu dau. Și mi-a adus o hârtie în care și-a notat el așa, rapid, niște idei. Deci 24 iunie este capul verii, ziua soarelui, drăgaica sau sânzienele. Miezul verii, când vara începe să pregătească de intrare în pământ. Foarte interesant lucru. Se spune că soarele se odihnește pregătindu-se de plecare, prilej pentru oameni să joace drăgaica, un joc cu multe îmbrățișări, asemănător călușului, însă condus de o femeie, care se numește Drăgana, ca să nu-l mănânce vârcolacii pe soare și acesta să ardă recolta. Din cauza asta se face acest, e un ritual, este un moment important al anului în care românii făceau aceste rituri. Drăcaica este un ritual magic al dragostei, la fel ca dragobetele, o încercare a omului de a repara relele probabile prin intermediul iubirii. Știți foarte bine și în zona creștină, pentru că astăzi biserica noastră ortodoxă are e un moment important, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, emoția. Așa? În Noul Testament se spune la un moment dat că dacă dragoste nu e, nimic nu e. Se pare că înainte de creștinism românii aflaseră acest amănunt și din cauza aceasta au făcut și sânzienele. Sânzienile arată acelor oameni care au respectat rânduielile și le-au apreciat importanța care sunt buruienile de leac, sânzienele. În această zi, ierburile tămăduitoare se opresc un minut din creșterea lor, iar babele vrăjitoare le culeg exact în acel minut pentru a le păstra puterile. Asta e șmecheria, să știi care este minutul și secunda. Azi, femeile știutoare se spală cu rouă, se apucă de farmece de dragoste, folosindu-se de flori de sânziene. Să știți că după unele păreri și după unele păreri chiar ale unor cunoscători, chiar funcționează, să știți, toată magia aceasta, încă mai funcționează. Azi femeile se spală cu rouă și se apucă de farmece de dragoste folosindu-se de florile de sânziene. Azi n-are nimeni voie să certe cu nimeni, iar iubiților care încă nu s-au cununat, li se îngăduie împreunarea trupească. Este o zi pe an în care, ia uite, societatea, comunitatea spunea în felul următor, bă, aveți voie la iubire, asta e, de toate felurile. Azi dimineață, la trezire, oamenii cu durere reumatice, dar acum am aflat prea târziu, să știți, amănântul ăsta, eu le aveam durerile, n-am știut că făceam. Trebuie să-și bage picioarele în apă, să țină o mână lumânare, să rostească o rugăciune. Vezi? Știuși? Nu știuși? Nu făcuși. Asta e. Azi copii... Romantism, da. Azi copiii se udă cu apă spre a fi sănătoși, iar femeile sau fetele care vor să fie și mai frumoase se tăvălesc prin rouă. Da. Azi se poartă la bru flori de drăgaică, sânziene, pentru a avea noroc. Azi se fac un unt de flori care se aruncă pe acoperișul cășii. Ați văzut. Poate ați văzut și dumneavoastră la televizor.
că făcură chestia asta demonstrativ. A, se fac descântece de întors inima pentru stingerea vrajbei și certurilor. Acolo este, acolo este, acolo este mama Domnica, mama lui Nea Petrică de la, de la Bala de sus. Acolo este. Și este pus și acest descântec de întorsura vrajbei, de, ca să îi împești pe ei care sunt supărați și mai departe. Se scot nouă cărbuni de vatră peste ei și așează cu gura în jos ulcică, din care s-a băut apă, pe fundul ei se pun alți trei cărbuni, după care se rostește de trei ori și se spune respectivul ăsta descântec. Așa, cărbunii de pe cutare, cărbunii de sub ulciucă sunt dușmanii și duhurile rele care, se, care aduc ceartă în casa oamenilor și de aceea se pun jos lângă pragul ușii, se calcă în picioare, apoi se aruncă la gunoi. Bun. Drăgaica constă în costumarea unei fete în haine bărbătești, drăganul, ce juca cu drăgaica pe la casele oamenilor pentru bani, fructe sau miere. Da, doamnelor și domnilor, e foarte important faptul că ne-am întâlnit. I-am mulțumit Gabriele, a avut o idee genială. Ar trebui să facem cel puțin o dată pe lună câte o întâlnire de genul acesta și să aflăm ce cu șmecheria asta, cu iile, cu semnele de pe ei. Eu nu mă refer... Așa să-i transmite domnului Alexoae, dânsul știe, la fel de bine ca mine și ca dumneavoastră, că internetul abundă în tot felul de astfel de informații. Astfel de evenimente le generăm, le inițiem după o documentare mai bună. Există Biblioteca Județeană care are pe Simeon Florea Marian, care a documentat toate sărbătorile populare românești la sfârșitul secolului al XIX-lea. E de căpătâi și vă rog să rețineți, internetul abundă în tot felul de invenții, cum este și cazul Dragobetelui. Am fost foarte atentă la ce s-a scris despre sărbătoarea de astăzi și... Dacă o să-l citim pe Simeon Florea Marian pentru următorul eveniment, o să vedem ce mari diferențe sunt între ce citim în acele volume și ce am găsit în internet. M-ați înțeles, da? Bună ideea noastră, cât mai dese evenimentele și cât mai multe informații, mai bine documentate. Dacă nu avem internet, nu ducem la cărți. Dacă nu avem nici cărți, e nasol. Mergem la bibliotecă. Cărți avem. Da. La Lastra cu zestre, da, la Lada de zestre, plină cu tot felul de... Uite, doamna, da. Bătrânii, dacă mai știu ceva, dar să știți că ele... Lumea nu mai știe și nici bătrânii nu cred că mai știu. Bătrânii știu, vă spun din experiența ieșirii în satul mehedințean, dar până și bătrânii s-au modernizat datorită exodului copiilor, nu din internet, copiii lor au plecat peste hotare și au venit cu noutăți în total dezacord cu mediul și spațiul în care trăim. Bătrânii au preluat și de dragul noutăților aduse de copii și modernităților aduse de copiii lor, le-au preluat și le-au însușit. Și credeți-mă că foarte ușor vine Suleiman în tot felul de, de povești care nu sunt ale noastre. Acum, dacă mă apuc eu să vă spun părerile mele, plecați cu toții de aici și vă speriați și ziceți, bă, a nebunit ăsta să apucă să spună părerile lui. Eu cred că treburile astea cu iile și cu semnele de pe ei n-au legătură cu folclorul. Sunt mai vechi decât folclorul. Folclorul e o chestie aici și a modernă, să știți. Este părerea mea. Este o formă de comunicare. Prima da, da, da. Semnele abstracte au fost primele care au fost făcute pe tot felul de bucăți de pietre, de bucăți de os și așa mai departe. Primele semne au fost abstracte. Dar eu cred că toate aceste chestii de pe iile românești sunt foarte, foarte vechi. Ca și acolo la intrare este o oală, o oliță, un ol, ca să mă exprim așa mai... Mai internet. Mai internet. Băi, de la cuvinte încrucișate, nu de la internet. Plai aici. Deci fiți atenți. Olul respectiv este cu semne de la Cucuteni. Nu știu dacă noi avem vreo legătură cu oamenii care au făcut chestiile. Iar vă spun o părere de-a mea. Sunt atât de moderne imaginile de pe oalele de la Cucuteni. Și dacă ne uităm și dacă luăm fiecare porțiune de senuț și astea de pe iile românești, sunt semne care nu au nicio legătură cu folclorul, care nu au nicio legătură nici cu Suleiman, nici cu Paraiman, nici cu Caraiman. Care sunt dincolo de dincolo, sunt ilotempore, cum spunea Mircea Eliade, și vin dintr-un trecut foarte vechi,
când nici nu existau, cred că nici dacii nu erau când au apărut semnele astea pe aici, pe pământul ăsta. Părerea mea. Astea sunt. Dacă ne apucăm să studiem și să cercetăm lucrurile astea, înlemnim, pentru că vom găsi niște treburi care sunt mai greu de explicat așa în public, care sunt mai greu de argumentat, că trebuie să stai, să discuți, să ai aceeași bibliografie. Cred că este suficient să spunem că este foarte veche, că se regăsește pe monumentele extraordinare de la Adam Clisitro, pe un Traian și reprezentări pe columna lui Traian, să ne amintim că găsim ia femeilor dacilor pe stelele funerare și este suficient pentru noi ca să o prețuim. Da, așa facem, gata. Are dreptate, doamna, am finalizat, că dacă așa o ținem, nu mai terminăm, până mâine nu mai terminăm și bineînțeles că și noastră aveți părerele noastre despre ie și așa mai departe. Am să-i dau microfonul Gabrielei în continuare. Document, da. Probleme deosebite de etnogeneză și dacă face lucrul acesta, îi spunem document și este suficient să o prețuim, să o respectăm, să o promovăm, să o prezentăm, să o explicăm și să o iubim. Deci, doamnele, când se îmbracă în ei, se îmbracă în documente. Gabrielo... Îți mulțumesc foarte frumos, dar acum stai să te explic ce făceam noi aici. Ce făceam? Partea asta. Mm. Partea asta este aia de media. Știi, când ne spunem poveștile ca să facem audiență și să aducem public. Uh-huh. E, cine face partea asta de media de promovare? Mă, cine și-a strâns? Nu, vreau să ne vadă lumea când de strâns legat suntem unul de celălalt. Da. Zii, cine face? Păi, ai făcut tu o parte. Așa? Cine ar mai putea să facă? Dan Șalapa. Da. Și să nu uităm totuși că dincolo de această frumoasă sărbătoare a ei românești, mai facem ceva aici. Vernisăm o mică parte din expoziția Victoriei Seimeanu și să vorbim și de exponatele ei, dar să ne spună povești acum Dan Șalapa. Dan Șalapa știe și să ne spună povești în versuri. Că trebuie să facem partea asta de media. Frunzuliță Șolalea, mulțumesc, Gabriela. În primul rând, momentul acesta este special. În al doilea rând, am aflat lucruri extraordinare de la competenții oameni care lucrează la Muzeul Regiunii Porților de Fier. În al treilea rând, aș vrea din nou să vă spun o chestiune personală, că mă bucur din nou să văd parte din exponatele lui Dan Alexoae, care este... Este un om de-a dreptul fascinant prin această tenacitate de a aduna lucruri de esență pur românească și de a ne demonstra, de a-și redemonstra și de a re-redemonstra cui vrea că avem niște rădăcini absolut fabuloase. Este o întreprindere pe cont propriu. Colecția lui depășește poate multe alte colecții care sunt cu pretenții mult mai mari. Modestia lui însă îl face să stea cu ele acolo și să-și bucure prietenii cu astfel de momente, în particular sau iată acum în mod public. Aș vrea să vă spun câteva lucruri, aducând un pic ia românească și spiritul popular românesc mai în contemporaneitate. Prin anii 70 era o modă extraordinară și în Severin și în România, domne, să porți blugi americani cu ie românească. Nu vă spun ce mare fiță era la vremea respectivă să ai blugi, care era o raritate pe vremea aceea, și să asortezi cu ia românească. Prin timp, de fapt, două mari branduri stăteau pe româncă și chiar pe românașul nostru, care își mai punea și el câte o, dar mai cu modestie așa și mai rar, câte o cămașă bărbătească. Era brandul blugului american și brandul românesc. Nu știu care dintre cele două era mai puternică, dar cred că până la urmă ia românească și nu știu care pe care scotea în față. A doua chestiune pe care aș vrea să o spun este aceea că de multe ori discutând cu tinerii și cu elevii aduc vorba despre costum popular, despre muzică populară românească și ce să facă. Și le spun, măi, voi v-ați văzut vreodată filmări de pe la distracții? Da. Ați jucat muzică populară? Da. Păi, când vă căsătoriți, jucați hora miresei? Da. Când
eu știu, la sfârșit, dansați de asemenea cu cununa, cu nașul, cu nașa. Da, vă duceți la adăpatul miresei, vă duceți, ăștia sunt tradiții populare, ăștia fac parte din fibra fiecăruia dintre voi de aici, așa că nu mai dați cu ipocrizia în față. Al doilea, le spuneam, vedeți, pe tricourile voastre sunt tot felul de slogane, în tot felul de limbi străine, mai ales anglofone. Dacă aveți un slogan din ăsta, iubesc portul popular românesc, vă jenați. Dar dacă vă traduc ceea ce scrie pe fiecare din tricourile voastre, veți vedea că de fapt nu sunt decât lucruri care fac export de cultură a celui care a produs acest tricou sau ce purtați pe voi. Trei, astăzi fiind într-o, sau patru, nu mai contează numărătoarea, fiind într-o documentare în Severin, legat de o carte pe care o am în lucru, am ajuns la familia Bayram, vestiții, cofetari, bragagii din Severin și am aflat lucruri fascinante, că de fapt ei sunt albanezi și nu turci, și că de fapt există o altă familie din Adakale care, și așa mai departe, la concurență cu aceștia. Și mi-au arătat câteva fotografii albanezi cu costume populare albaneze. Sunt din zona Albaniei, veniți aici cu afaceri și tot așa mai departe. Ia câte veniseră cu acest lucru, după care ei și-au declarat cetățenie română și au rămas aici. Și, în sfârșit, un ultim lucru pe care aș vrea să-l remarc este ziua ei, desigur, este sărbătoarea Sânzienilor, care vine de la Sânzioan, nu? Sfântul Ioan, până la urmă. Da. Da, și Dianele și Ioanele și așa mai departe. Vreau să spun că trebuie să avem mai mult curaj să purtăm în semne ale portului nostru popular și chiar ea, doamnele. Și un regret din partea mea și a mai multora dintre prietenii mei, este aici și draghii Nedelcu, că noi bărbații nu avem și noi cămăși, nu avem unde să cumpărăm materialul acesta superb, nu avem posibilitatea și noi să îmbrăcăm, ales acum vara, cămașă bărbătească cu acele motive dacice sau chiar bărbătești din zona Olteniei sau din oricare altă zonă a țării. Nu există așa ceva. Manufactura noastră este deficitară în acest sens. Mai mult, oamenii se sperie de prețuri. Wow! Când te duci cu un costum dintre ăsta care este inestimabil până la urmă, dar poate vrea să-l vândă persoana respectivă. Are mai multe sau are o nevoie. Se sperie de preț. Mai mult, instituțiile abilitate, cum este și Muzeul Județean și altele, nu au fonduri prevăzute pentru achiziționare substanțială de astfel de lucruri și să le tezaurizeze, să le îngrijească, să le conserve după metode științifice. Sunt foarte multe lipsuri și la acest capitol. Desigur că Valentina a făcut acea metaforă extraordinară cu apa aruncată din avion. Și noi ce facem acum, așa este. Dar și fără acest lucru, seceta ar fi mai mare. Dar... Ce zici de mine? Că ce? Valentin Vasilescu, deci, da, Valentin Vasilescu a aruncat din avion. Valentin Vasilescu a zis că se aruncă din avion. Nu. Valentin Vasilescu a zis că mă aruncă din avion. Nu mai știu cum a zis. Asta, că te aruncă din avion. Că aruncă șalapa din avion. Nu, n-ai zis asta. Ce chestia cu apa. Da, cu apa. Nu strofim da. Chiar de foarte sus. Da. Da. Nu lua paharul de apă din... Da. Vă rog frumos, ce aveați de declarat? Am de declarat următoare, că spuse albanezii care au venit aceia. Da. Care, familia Bayram, da? Albanezii sunt traci, să știți. Sigur că ei sunt traci. Ilirii erau triburi traci. Da. Asta este. Ce să facem? Asta este adevărul. Adică ei practic veneau acasă într-un fel. Cum și Trajanos, care era din Spania, nu? Itaca. Nu era din Itaca. Era din... Nu era, era din... Italica, de lângă Sevilla. Era din Spania și venea când a spus a venit la casă, la mumă s-a și la tatu, măi, la aia, mumă s-a și tatu, aia, de mult și de mult. Adică, nu întâmplător lucrurile vin de se leagă. Spune-te așa mai. Este. Mulțumesc foarte mult. Știu că... Vă rog. Am zis de atâtea ori dați-mi voie astăzi când doamna Buga și cred că nu o să mă mai invite niciodată. O să vă invităm, doamna, tot timpul. De ce să nu vă invităm? Vă rog să-l certați pe șalapa. Nu, nu cert, vreau să-i spun că există și varianta cămașa bărbătească.
Sigur că există. Există posibilitatea să vă cumpărați această splendidă tuentă de la căsătorie manuală, dacă vreți. Eu vă fac legătura cu căsătorie manuală și vă procurați. Eu de ce aproape era sursa și eu o căutam pe internet. O avem pe Oana Pârvan, care execută ce îi se cer. Și îndemnați nu doar pe... Nu le îndemnați numai pe doamne să poarte cămașa. Până la urmă era asta și spuneam. Să nu uităm, cred că domnul Corcoman ne-ar putea povesti cum se purea primul război și cum militari, cum românii purtau peste haina militară cămașa ca să fie ușor de recunoscut de neamul lor pe lumea da. Sau să fie recuperați ușor de familii în cazul în care ar fi fost mutilați. Deci la fel de importantă și cămașa dumneavoastră. Așa este, așa este. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Gabriela pentru această invitație și sunt onorat să vă spun că brandul Dan Alexoae. Așteptați o poezie, o am pe internet, accesați www.facebook Dan Șalapa și acolo găsiți toate, mamă ce reclamă fac. Este emoționant, este frumos, mulțumesc că m-ai invitat aici și vreau, aici rămăsesc la acest brand Dan Alexoae. El când a apărut cu chestiile astea legate la gât, toată lumea l-a luat așa de, băi, ce are ăsta? Nu, dom'le, n-are nimic. Este o chestiune care a intrat în normal atunci când îl văd pe Dan fără chestiunile astea, mi se pare că nu e Dan. E o foarte bună metodă de a impune ceva, că toată lumea se întrebe ce are la mă la gât. Păi ce să aibă, are un ăsta făcut sub formă de cravată. Poate nu este bine, că spuneați dumneavoastră că nu este bine să... Ușor poate intra în destinătatea cotidiană, sigur că da. Pe care o purtăm azi. Absolut. Așa cum a procedat da. Cu sigur că da. Firul da, și este o chestiune pe care, dacă la început, mi s-a părut și mie ușor deplasată, nu este cuvântul cel mai bun. Pe urmă m-am obișnuit cu asta și am zis, da, dumneavoastră, e chiar o găstelniță extraordinară. Așa este. O idee care, iată, a prins și mi-e drag că a făcut-o el și că este bună. Mulțumesc, Gabriela. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc, doamne Pelicianu, vă mulțumesc dumneavoastră celor care ați fost astăzi aici. Vreau să vă spun că sărbătoare fără vin roșu și cozonac nu se poate, așa că după paravan avem și noi un cozonac și un vin roșu. Îi mulțumesc Mariei Alexoae și lui Dan Alexoae, colegilor mei, dar nu este finalul, pentru că în final trebuie să vedem unde am fost astăzi să sărbătorim sânzienele. Unde am spus noi aceste ei, că dacă n-ar fi fost locul acesta, n-am fi avut unde să facem așa o sărbătoare frumoasă, așa că îl rog pe domnul Borcoman Mircea să ne vorbească despre castel. Doamna și Gabriela, mulțumesc, respectul, n-am nevoie, îmi dau drumul. Pentru filmare, vai de mine, e ceva special. Eu vreau să fac o afirmație de suflet aici, să vă gratulez cu toată sinceritatea pentru prezența dumneavoastră aici și nota bene, cuvântul cald pe care l-a spus doamna specialistă de la Muzeul Regiunii Porților de Fier, care a fost o invitație perpetuă, perenă, pentru vârsta treia, pentru vârsta de mijloc, dar mai ales pentru imberbi, să descindă mereu în spațiu românesc, dintotdeauna veșnic, dintotdeauna tânăr, dintotdeauna al viitorului. Îngăduiți-mi, vă rog, respectuos, să punctez doar câteva elemente în legătură cu clădirea în care ne aflăm. Spunea foarte frumos distinsa doamnă că ușa s-a deschis și s-a închis și astăzi de zeci de ori prin prezența dumneavoastră. Eu aș completa, gândindu-mă la registru care a înmatriculat cu toată seriozitatea, prezența celor care au trecut pragul acestei instituții, acestui lăcaș, făuritor de istorie și martor de istorie, de pe toate meridianele megalopolisului, mapamondului, din Africa, din continentul America de Nord, din Asia și așa mai departe. Ei bine, alături de domniile lor, pe care am gratulat de asemenea și am primit sub bune auspicii aici, se numără peste 80 de mii de oameni, de tineri, din Mehedinți, din Vatra Strămoșească Drobetană,
din meleagurile învecinate și așa mai departe. Promițându-vă că sunt extrem de concis, să-mi îngăduiți, vă rog respectuos, doar câteva superlative în legătură cu clădirea în care ne aflăm. Un condeier de marcă pe care eu l-aș așeza între cei mai buni oameni ai condeiului pentru reportaj, din bănie, spunea în anii 60, citez, dacă am fi un Hercule, și iată avem Herculii noștri aici, și am putea ridica Dunărea pe verticală, ce figură superbă, ar rezulta un copac de ape. La umbra acestui copac de ape, tot în ghilimele, s-au făurit populații, popoare, în prietenie, în colaborare, în vrăjmășie sau zdrângănind armamentului Marte, panoplia lui, avem imaginea Dunării. Și atunci îngăduiți-mi trimiterea, dacă vechi egipteni spuneau că Egiptul este un produs al Nilului, nu greșim cu nimic, spunând că drobeta noastră, Turnu Severin, Mehedințiu, România, este cu siguranță un produs și al Dunării. Superlativele. Este cea din tâi clădire, se pare și insist pe formulare, construită în beton armat înainte de prima conflagrație mondială. Exteriorul pentru privitorul nu neapărat specialist deslușește acest moment. O a doua chestiune. Iată, Severinul cocheta încă de pe atunci cu ceea ce înseamnă apartenența la bătrânul continent european, deoarece în spațiul acesta unde s-au ctitorit, s-au rânduit 163 de trepte, și care ne urcă în anvonul aproape de etajul 10, de unde se deschide admirabila priveliște a orașului de la Dunăre, aici au fost montate două uriașe rezervoare din material inoxidabil, oțel mai precis, de către uzinele Krupp, făuritoare în primul rând de armament și în prima conflagrație mondială și în cea de-a doua. Apoi, cu sprijinul unei firme de specialitate pariziană de data aceasta, firma, apa era, după ce era tratată bacteriologic cu toate cele, nu mai e număr, era ozonată. Modul în care această instalație a funcționat era un semn înalt și peremptoriu pentru modalitatea în care Severinul, care a cochetat mereu între locul 15 și 18, între cele două războaie mondiale, pentru puterea economică, pentru puterea intelectualității de aici, pentru minunatele acte de cultură, sunt de asemenea semne înălțătoare pentru noi. În primul război mondial, după ce orașul a fost ocupat în toamna lui 1916, la rotonda superioară unde ați fost, nemții au instalat o mitralieră clasică a timpului și au mitraliat populația pașnică din zona școlii bisericii Sfântul Gheorghe, acolo unde acum sălășuiește o unitate de învățământ pentru copiii cu probleme mai speciale. Tot în primul război mondial, nemții de aici transmiteau prin aparatura Morse militarilor din centrul urbei, mai precis tunurilor Krupp de asemenea, modalitatea în care trupele române se retrăgeau pe dealurile din nord după ce frontul fusese rupt pe direcția Topleț-Orșova, dealul Moșului, câmpia Severinului. Este momentul în care ne amintim de virtuțile lui marelui general care are și duce numele Parcului Central, Ioan Dragalina, bănățean, dar tot la fel de bine modelat, tot la fel de bine marcat de fapte de vitejie ca și noi cei din Oltenia, prietenă, megieșă și surată la actul înalt al Unirii de la 1 decembrie 1918. În al doilea război mondial, aici mai puțină lume știe, din nou clădirea a fost martoră și făuritoare de istorie. În noaptea Sfintelor Paști, 15 spre 16 aprilie
1944, o escadrilă formată din 32 de aparate de zbor, quadrimotor, ultramoderne, s-a ridicat escadrila de pe un aeroport militar din Italia, cu azimut, zona Brașov, zona industrială de telecomunicații, căi ferate, etc. În momentul în care a ajuns deasupra noastră, comunicarea era de forma: unde sunteți? În România, unde? Deasupra Severinului. Altitudine 5200 de metri, nori cumulus, viteza medie, ordin lansați din abdomenul celor 32 de păsări din oțel, asupra Severinului s-a revărsat o baie de foc, 217 oameni au murit pe loc, peste 1389 de clădiri au fost distruse parțial sau total. A fost momentul ucigător, când oamenii cu făclia Sfintelor Paști se regăseau într-o situație dramatică când ieșeau din casa lui Dumnezeu, din bisericile noastre. Am amintit doar aceste două lucruri cu gândul că această clădire este un semn înalt, tot peremptoriu, pentru istoria noastră, pentru devenirea noastră, pentru viitorul nostru. Și mulțumindu-vă din suflet pentru cuvintele calde, pentru ceea ce a spus distinsa doamnă de la Muzeul Regiunilor de Fier, pentru prezența dumneavoastră aici, îngăduiți-mi, ca om de vârsta treia ce sunt și trăitor aici de 53 de ani, iată, să vă urez multă sănătate și să vă mulțumesc respectuos pentru prezență. Mulțumim domnului profesor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru faptul că ați fost aici împreună cu noi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că am avut liniște, am avut pace, am avut disponibilitatea și starea bună necesară să ne întâlnim și să stăm de vorbă despre IA românească, să nu mai spunem chestia asta. Mi se pare o... Da, e pleonazm curat, IA română. IA. IA, gata, IA. Și să știți că nu numai... A mai fost un pictor francez, Raoul Dufy, care a mai, s-a mai inspirat din, la Blues Human. Deci vă mulțumim dumneavoastră, îi mulțumim domnului profesor, vă mulțumim, i-am mulțumit Gabrielei, toate cele bune, să vă dea Dumnezeu sănătate, să ne vedem de acum înainte, ori de câte ori avem ceva de spus, nu numai despre IA românească, ce zisui, dar și despre alte lucruri importante și interesante care pot să ne vorbească despre niște chestii pe care nu le mai luăm în seamă, nu mai avem timp, suntem prea alergați de probleme, prea alergați, avem senzația că, mă rog, unii spun că s-a schimbat frecvența rețelei Hartmann, foarte multe lucruri și toate, să știți, asta este foarte interesant, toate lucrurile acestea stranii, foarte adânci, foarte ocultate de anumiți oameni, făcute standard de alții, au legătură cu aceste semne de pe ile noastre. Aici este chestia foarte specială către care ar trebui cu toții să ne îndreptăm, fie prin cărțile lui Simeon Floarea Marian, fie prin alte cărți, fie pe Facebook, fie pe Google, Google, Hop și așa, sunt foarte multe posibilități. E atât de multă informație și mecherie este că dacă vrei ca să nu știe lumea nimic, creezi așa un sistem care să te bare pe ei cu informația așa, să cadă informația așa, buf, odată pe lume. Și lumea rămâne, toți așa rămâne așa. Când, dacă e prea multă informație, ca și cum n-ai avea informație. E, în această imensă mare, ocean de ocean de ocean, din oceanul oceanului oceanilor, dincolo de Atlantida și așa mai departe, trebuie încetul cu încetul să ne, știți? Să încercăm să vedem despre ce e vorba și să lucrăm cu neuronul din dotare, fiecare cu al nostru, unu, două neuroane acolo cu tom avea, să înțelegem despre ce este vorba. Vă rog, poftiți! Promit că nu mai zic nimic. De ce, în ultimii, anul acesta o să fie a patra ediție a Simpozionului Internațional Drobeta. Și cum știți că Muzeul Regiunii Porților de Fier are o componentă etnografică foarte serioasă, va avea și secțiune de etnografie.
Și noi am reușit în primii trei ani, când etnografia a intrat în acest joc al simpozionului mare al muzeului, să aducem la mehedinți, poate pe cele mai avizate persoane, să spună ceva despre arta populară românească. Și vă invit pe dumneavoastră, toți cei care aveți aplecare spre ceea ce am făcut noi astăzi aici și spre alte segmente ale artei populare românești, simpozionul este într-adevăr o întâlnire cu comunicări științifice, așa cum spuneam, ale noastre, ale colegilor din muzee, din institute de cercetare, universități, din școli, atunci când cineva ne solicită cu dragă inimă, primim pe toată lumea, dar puteți fi publicul nostru și să ascultați lucruri extraordinare, lucruri deosebite, care pot deveni canoane pentru evenimentele pe care noi le creăm în viitor. Și atunci vom fi siguri că niciun eveniment pe care îl vom genera la Drobeta Turnu Severin nu va fi greșit din niciun punct de vedere. Și promit că nu mai spun nimic. Din contră, doamnă, vă rugăm să spuneți. Vă mulțumim, doamnă. Și apropo de chestia cu canoane, fără canoane, care e problema? Și totuși. Vedeți că mai spuneți ceva? Da. De ce e nevoie de aceste canoane? E mult spus canoane, niște reguli, așa. Niște reguli pe care trebuie să le respectăm. Pentru că, așa cum v-am spus, internetul abundă în tot felul de invenții care n-au nicio legătură cu arta populară, cu cultura tradițională. Și eu pot să postez pe internet ceva ce dumneavoastră puteți lua de bun, pentru că este semnat Florentina Plenicianu, muzeograf, la secția de etnografie. Și oricine poate pune în internet informații. Vă garantez că în județul Mehedinți sunt lucruri care nu se practică și pe care noi le găsim postate în internet. Și un necunoscător le ia de bun și le promovează și le spune. Se întâmplă fenomenul acesta în școala mehedințeană. Și vă rog să aveți încredere că spun ceva corect. Piesa e gata, trag oblonul, dacă v-a plăcut expo-ul, mai poftiți și altă dată. Că nu se mai termină, fraților. Mulțumim foarte mult și cu asos bastos!